Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă întâlnire. Sunt Nicoleta Timaru. Din nou aduc în studio pentru dumneavoastră oameni care vă pot împărtăși din experiența de viață. Și pentru că am zis din nou, nu e suficient să vin cu un om nou de fiecare dată. Venim și cu o surpriză și o bucurie în plus, și anume aceea că suntem pe Angelus TV și salutăm pe toți cei din România, din orice colț al țării, care ne urmăresc, care se uită la televiziunea catolică a României, îi spunem noi. Astăzi, pentru dumneavoastră, în studioul nostru este sora Monica Bogdanel. Soră, bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Sora Monica face parte din ordinul sau congregația. Mă veți ajuta, Congregația Surorile Providenței, și își desfășoară activitatea aici în Iași. Sora, nu îmi voi ascunde surprinderea și voi spune că sunteți foarte tânără și iată că în timpurile pe care le trăim mai rar găsim persoane tinere dedicate vieții consacrate. Totuși știu că nu de la început v-ați știut și ați simțit că acesta este drumul pe care vreți să-l urmați, v-ați născut în Bacău, ați studiat la Liceul Catolic și abia mai târziu ați simțit că aceasta este chemarea pe care o aveți și asta trebuie să faceți. Dar pentru că totul se naște în sânul familiei, unde ne naștem, unde creștem, unde ne dezvoltăm, vreau să vă întreb ce vă amintiți din copilărie, de primul contact pe care l-ați avut cu biserica și cu cu ideea aceasta de viață dedicată lui Hristos. Eu m-am născut în Bacău și în acea perioadă exista o singură parohie catolică în Bacău, Bacău Centru, parohia Sfântul Nicolae, și acolo sunt primele mele amintiri, acea biserică mică, plină de lume și noi, o grămadă de copii care ne jucam sub altar, la picioarele preotului care celebra liturghia. Deci absolut nimic din acea idee că un copil trebuie să fie de mic dedicat celor sfinte, să nu se miște în biserică, să soarbă din priviri tot ceea ce se întâmplă la altar. Nu. Ați fost copilul năstrușnic care în biserică, pentru început, se juca. Ok. Apoi, împreună cu părinții, am început să frecventăm filiala de la Bacău Izvoare, pentru că era mai aproape de locul, de casă. Și acolo am intrat în grupul de copii, eram deja puțin mai mare, am făcut întâi împărtășanie la Izvoare și era un loc în care mă regăseam, era într-adevăr biserica unde mergeam să ne rugăm, dar era și un grup de prieteni care mă aștepta, simțeam că merg ca într-o familie. Și apoi a venit o transformare, parohia Izvoare a devenit Sfânta Cruce și așa. Și acolo știm bine, tot mai multe familii tinere, nu? Da. Tinere catolice, da. Își duceau copiii la biserică, s-au dezvoltat grupuri în jurul bisericii, da. Vorbim despre Scout, da. Acțiunea Catolică sau chiar și acele cateheze care se fac, exact, în parohii. Acolo era cercul dumneavoastră de prieteni. Exact. Și la Sfânta Cruce, practic, mi-am trăit adolescența și anii de liceu. După Revoluție, când s-a înființat grupul Scout, am fost printre primii membri și am participat cu mare drag la toate activitățile Scoutului din Bacău Sfânta Cruce. Apoi am intrat în cor, în grupul de tineri și, da, m-au ajutat să cresc. Făcând o paralelă cu timpurile pe care le-am trăit noi, îndrăznesc să spun, în acele vremuri și timpurile pe care le trăiesc acum copiii din zilele noastre, pentru noi era cam una dintre singurele alternative de petrecere a timpului liber, de a-ți face prieteni, de a ieși, de a nu sta poate la scara blocului să scuipi semințe, sună urât, dar asta făceau unii în acele vremuri, ci mergeai la biserică unde te întâlneai cu tinerii, mergeai în campusuri, știm bine, nu erau bani, nu erau condiții pentru ca părinții să ne trimită în nu știu ce soi de tabere și atunci mergeam în acele campusuri organizate cu costuri minime. În mod evident, nimic din toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat fără implicarea preoților și a persoanelor consacrate din acea vreme care se ocupau de noi. Ce credeți totuși, raportându-ne la generațiile actuale, că ar trebui să facă preoții sau persoanele consacrate ca să reușească să-i atragă, așa cum și pe noi ne-au atras pe timpuri către biserică? Este o întrebare provocatoare și cred că mulți dintre noi ne-am pus deseori această întrebare. Răspunsul nu este automat și nu știu dacă îl găsim atât de simplu. Eu cred că
pentru a atrage, întâi de toate trebuie să fim, să fim prezenți în parohii, cele prezențe deschise, primitoare, care au curaj și să facă propuneri diferite, poate. Și cred că astăzi tinerii și copiii au nevoie, întâi de toate, să se simtă primiți și ascultați. Pentru că astăzi avem posibilitatea să comunicăm foarte ușor prin toate mijloacele. Prin toate mijloacele, dar aceasta nu înseamnă că suntem și ascultați. Și cred că aceasta este o nevoie foarte mare. Și al doilea pas, după ce tânărul copilul se simte primit, își face prieteni, are încredere, se apropie și de Dumnezeu. Pentru că îl întâlnește pe Dumnezeu într-o relație personală. Nu doar așa ceva instituționalizat, oficial, liturghia e așa, trebuie să stăm așa, ci îl întâlnește pe Dumnezeu ca pe un prieten și îl primește în viața lui, în viața sa. Întorcându-ne în copilăria dumneavoastră, care au fost, nu știu, preoții sau surorile care v-au dat un exemplu de viață și care au reușit prin felul lor de a fi să vă atragă către biserică și către această lume a persoanelor consacrate? Imediat vine în minte părintele Ghiță Farcaș, care a fost vicar de centru Bacău și apoi primul paroh Izvoare și paroh de la Sfânta Cruce. Mulți ani m-a însuțit așa, era punctul de refer, pot să spun. Mi-amintesc cu mare drag de preasfințitul Petrusescu, pe vremea când era vicar la Bacău Centru sau profesor la seminar și locuia la Sfânta Cruce, cu care am avut o relație apropiată foarte frumoasă și m-a sprijinit enorm de mult în momente importante. Și nu pot să-l uit pe părintele Săboanu, Anton Săboanu, care mi-a fost profesor la Liceul Catolic și era preotul care a luat în mână grupul de tineri de la Sfânta Cruce și practic cei 4 ani de liceu l-au avut așa ca far. Știu că ați fost prima generație de elevi de la Liceul Catolic. Da. Cum a venit această decizie de a alege Liceul Catolic, de a vă înscrie acolo, fiind mai ales ceva nou? Practic, știm foarte bine că tinerii, în general, se ghidează după cât de bun este un liceu, cât de faimos, ce prestigiu are. Liceul Catolic, practic, în acel moment, pornea de la zero. Exact. Ați fost pionieri în a dezvolta acest liceu, care, iată, și astăzi este unul de top în Bacău. De unde această idee și spuneți-mi dacă părinții au susținut această decizie? Sigur, fără sprijinul părinților, eu nu aș fi decis să merg la Liceul Catolic. Cred că faptul că părinții sunt persoane credincioase, care mi-au transmis credința, valorile, când au auzit de această noutate, s-au bucurat enorm de mult. Și nu a fost o decizie pe care am luat-o greu, ci era, mi-amintesc, mult entuziasm. Wow, un liceu catolic, super! Și în eu pot să merg. Chiar de locuința dumneavoastră? Chiar prea aproape, la un sfert de oră de casă. Știți cum e, când ești la liceu, ți-ai dori uneori să stai mai departe, să socializezi mai mult, eu ajungeam repede acasă. Totuși, la Liceul Catolic, mulți ani, cred că și acum încă, veneau foarte mulți tineri din zone limitrofe ale Bacăului, nu doar cei care erau poate de la Sfânta Cruce, Centru sau Fericitul Ieremia. Și mi-închipui că ați avut norocul și șansa de a cunoaște tineri din diferite zone. Da. Și atunci acest lucru v-a dezvoltat și mai mult v-a ajutat să legați prietenii. Este vreo persoană, vreun coleg, colegă de liceu cu care și astăzi păstrați legătura? Sigur, cu mai mulți colegi de la liceu. Și am avut bucuria ca o parte dintre colegii de la liceu să iau colegi și la posliceala pedagogică. Și chiar suntem un grup foarte unit acum pe WhatsApp, avem și grupul colegilor, comunicăm des și cu câteva dintre colegi, pot să spun că suntem prieteni de suflet. Ce credeți că a sudat atât de bine relația între elevii din clasa din care ați făcut parte? Clima în care am crescut. Eu mi-amintesc, în clasa 9 eram 60 de elevi, eram singurii.
Și părintele Săboanu a făcut orice ca să ne ajute să înțelegem că suntem o singură familie, chiar dacă eram două clase, profil uman și profil real. Și în afara orelor la care eram împărțiți, fiecare în clasa proprie, toate momentele le petreceam împreună. Și ieșirile, și pauzele, și în cămin locuiau fetele împreună dintr-o clasă și toate activitățile pe care le făceam în afara orelor ne-au permis să ne cunoaștem și să legăm prietenii durabile. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că în acele timpuri, nu, când erați la liceu, nu era nici pe departe vreun gând de a vă dedica vieții consacrate. Nu. Cum vă vedeați viitorul în acel moment? Pentru că știm, tinerii când studiază la liceu văd așa un viitor și se gândesc, după ce termin liceu, îmi doresc să studiez, îmi doresc să ajung și îmi doresc să fac. Ce spunea pe atunci tânăra Monica? Dacă în primii 2 ani de liceu nu m-am gândit în mod serios la ce voi face, au apărut așa două dorințe. Pe de o parte îmi doream să studiez ceva economie, dar și să fiu asistentă medicală. Și așa, îmi imaginam poate mai mult să reușesc să fac o post-liceală sanitară. La sfârșitul liceului cam aceasta era viziunea mea, dar nu reușeam să mă văd mai departe, peste mulți ani nu reușeam. Viziunea mea se limita la câțiva. Acum înțelegem care era motivul pentru care nu v-ați văzut viitorul în forma în care probabil ați fi putut accepta la acel moment. Și totuși ați terminat clasa 12 și ați ales o post-liceală, așa cum ați spus. Da, a fost o alegere care inițial practic nu mi-a aparținut. Când am terminat, de fapt, spre sfârșitul liceului, una dintre colegele mele, o prietenă bună din Tămășeni, îmi spunea, știi, după ce voi da bacul, eu merg și voi face voluntariat la surorile de la mine din sat. Au un orfelinat la Tămășeni. Au orfelinatul și chiar au nevoie de ajutor. Dar povestea cu atâta entuziasm de această experiență pe care și-o dorea, încât m-a făcut să spun, dar de ce nu? După BAC să iau și eu o pauză și să merg 2 săptămâni la Tămășeni să fac voluntariat. Trebuie să spunem că și voluntariatul era atunci la începuturi în România. Exact. Acum știm bine, auzim la tineri destul de des termenul voluntariat, dar pe atunci nu era atât de cunoscut. Da. Și în plus această colegă avea ideea foarte clară. După ce voi termina această vară de voluntariat, voi merge la mănăstire. Și se gândea la ce surori să meargă, nici în caz la surorile campustrinii de la ea din sat. Și auzind-o vorbind, nu v-ați zis ce-ar fi să merg și eu? Nu. Sau nu aveați nu vă tânta ceea ce ea povestea, decât partea de voluntariat și atât. Voluntariatul și copiii mă atrăgeau. Și am mers. Cu mare bucurie surorile m-au primit, doar că cele 2 săptămâni s-au transformat într-o lună. Și m-am regăsit în acea lume plină de viață. A fost o experiență foarte, foarte bogată și când m-am întors acasă, am spus, ok, ce să fac eu acum? Să mă apuc de învățat pentru sanitar? Nu prea mai am timp. Și m-am gândit, ok, iau un an pauză, nu dau anul acesta examen, ci îmi iau timp să mă pregătesc și între timp mai merg la Tămășeni și mai continui această experiență cu copiii. Părinții nu au putut accepta acest lucru. Practic îl considerau un an pierdut. Exact. Orice părinte ar fi gândit așa. Exact. Și cu ajutorul părintelui Săboanu am decis. El mi-a spus, Monica, nu poți spune că nu ești pregătită pentru acest examen. Ai dat bacul la matematică, la română. El știa totul. Știa deja ce ați învățat. Și atunci m-am gândit că totuși e bine și fiind domeniul pedagogic, punând împreună experiența de la Tămășeni, am zis, ok, poate domnul vrea de la mine acest lucru. Și așa am ajuns în Iași să fiu elevă la post-liceala pedagogică. Și experiența de la Tămășeni m-a ajutat și la Iași, pentru că surorile, când au auzit că voi veni în Iași, mi-au spus, uite, Monica, noi avem și la Iași un orfelinat. Dacă dorești, poți locui la noi și continui experiența cu copiii. Și a fost, ați acceptat. Sigur.
până la ora 4 eram elevă și de la ora 4 deveneam prietenă, învățătoare, mamă, bucătăreasă. Practic erau studiile teoretice până la ora 4, da, și de la 4 începeați eram practica. Acasă, eram acasă cu copii, făceam temele, ne jucam, pregăteam cina. O viață de familie, doar că era mare această familie. Erau 24 de copii. Aveați atunci undeva, bănuiesc, la 18-20 de ani, da, nu? Vă dedicați în acel timp copiilor și nu ați ales drumul vieții consacrate în acel moment. Nu v-ați gândit nicio clipă că vă doriți proprii copii cu care să faceți teme, cu care să faceți ceea ce făceați cu acești copii? Nu. Nu? Acesta e interesant. Nu m-am gândit niciodată la proprii mei copii, ci această posibilitate de a da ceva din mine, din timpul meu, din darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, mă simțeam că mă umplu atât de mult încât era suficient. Nu mi-aș fi dorit mai mult și chiar simțeam ca o limitare propria mea familie. Simțeam că inima mea bate pentru toată lumea și dacă aș avea doar o familie, m-aș limita. Practic erau primele semințe ale viitorului care vi se pregătea? Sigur. Și, desigur, viața împreună cu surorile a fost semnificativă pentru mine. Am ales să particip cu surorile la toate momentele lor de rugăciune. Eu dimineața mă rugam laudele înainte să plec la școală, seara ne rugam vesperele, participam la momentele de lecție divina, dar nu eram singură, mai erau câteva tinere care făceau acest lucru, dar și simțeam că mă ajută, că mă ajută în relația cu Dumnezeu și împleau viața mea. Dumneavoastră trăiați atunci în două medii diferite. Acesta al surorilor, nu? În care mi-închipui calmitate, liniște, pace, nu? Erau destul de multe agitații pentru că erau 24 de copii. Dar mă refer la... știți, se spune că în viața consacrată lipsesc de multe ori acele răutăți feminine, nu? Dar la post-liceală, la școală, erau... și altfel de tinere. Tinere, poate, care vedeau lucrurile cu totul diferit de felul în care îl vedeați dumneavoastră. Acest lucru a accentuat mai mult stima și atracția față de zona consacrată? Nu, pentru că nu. Eu chiar, la un moment dat, știu că una dintre surori îmi propuse să uite, dacă dorești, ai putea să faci o experiență mai diferită, tocmai pentru că mă vedeau că mă găseam în acest stil de viață. Și eu am spus, nu, eu doresc să termin post-liceala, e un lucru clar pentru mine, nu știu dacă voi profesa la sfârșit, dar vreau să termin, pentru că Dumnezeu m-a condus până aici. Fuseseră multe evenimente care s-au legat între ele și am înțeles că Dumnezeu a vrut ca eu să fac exact această școală. Și atât, nu. Și mi-era foarte clar că nu voi intra niciodată la mănăstire. Chiar eram convinsă, mi-am scris undeva, că niciodată nu voi fi soră. De ce? De ce nu v-ați dorit atunci să fiți soră? Era ceva ce nu vă plăcea sau era ceva ce vă oprea să vă gândiți mai departe de atât? Am apreciat surorile și am avut o relație foarte frumoasă și pozitivă, constructivă. M-au ajutat enorm de mult să cresc. Dar simțeam o limitare și eu doream ceva mai mult, să fiu mai liberă, să fac cum consider eu că e bine. Și un alt lucru care a intervenit în timpul celor 3 ani a fost un curs pe care l-am făcut. Și acesta m-a făcut să-mi schimb viziunea și mi s-a aprins o dorință puternică în suflet. În anul 2 de post-liceală, era toamna și în Lumina Creștinului, prietena mea a citit un anunț care spunea că Dieceza de Iași organizează primul curs de misiologie pentru laici, la Părinții Verbiți de la Traian. Și mi-a zis, wow, Monica, eu vreau să merg, hai cu mine! La curs, sigur, la curs. Cursul ar fi trebuit să dureze 2 ani. Și era numai bine. Eu eram anul 2, deci anul 2 și anul 3 de post-liceală. Ați fi făcut în completare acest curs. Și m-am dus din curiozitate. Și ca să o însoțesc pe prietena mea. Dar după prima zi de curs,
I-am spus, vrei să știi că de acum, chiar dacă tu nu vii, eu voi merge. V-a încântat și clar ați simțit o atracție cântat, față da. De zona aceea. Și am participat cu fidelitate și cu mare dorință de a cunoaște. La cei 2 ani de curs era acea întâlnire lunară. Cursul avea în perspectivă, adică vedeați și o viitoare experiență misionară sau erau doar aspecte teoretice în acel moment? La început au fost doar, a fost dorința de a cunoaște și m-a surprins de la început această noutate. Am înțeles că prin botez fiecare creștin este misionar. Pentru mine a fost o noutate absolută. Eu până în acel moment credeam că doar preoții, surorile pot merge în misiune, dar un laic în niciun caz. Și am conștientizat acest dar pe care îl aveam deja prin botez. Și am zis, wow! Și am continuat. Erau cursuri variate, teoretice mai mult, așa, dar dacă la început îi admiram pe cei care au plecat în misiune, s-a născut întrebarea, dar oare eu nu aș putea să plec în misiune? Și am spus, da. Și atunci această dorință din suflet m-a făcut probabil să simt faptul că viața la mănăstire m-ar limita, că o familie m-ar limita, că inima mea bate. Aveați alt punct stabilit. Aveam o altă perspectivă de viitor și dorința, singura mea dorință era să plec în misiune. Și v-ați finalizat studiile, ați terminat studiile. Sigur. Și știu că ați ajuns din nou la Tămășeni, nu? Punctul de plecare. Exact. Da, am ajuns. Cum de-ați ajuns tot la Tămășeni, la grădiniță, ca educator de data aceasta, cu acte în regulă, cum se zice? A fost foarte simplu. Eu mă pregăteam să dau examenul de titularizare, eram la Bacău și trebuia să-mi depun dosarul. A doua zi chiar trebuia să merg să-mi depun dosarul pentru titularizare și m-a sunat sora Angela de la Tămășeni spunându-mi, Monica, ce faci? Uite, noi avem nevoie de o educatoare. Nu ai dori să lucrezi tu pentru că deja te cunoaștem, ești din familie? Și nu am stat pe gânduri, imediat i-am răspuns, da, cu mare drag, tocmai pentru că era așa un moment de criză, pot spune, pentru mine. Nu reușeam să-mi imaginez ce aș putea să fac eu acasă, să merg la servici, să mă întorc fără copii, fără toată viața aceea care completa ziua. Era și după terminarea programului. Sigur, da. Și de aceea am dat imediat răspunsul, părinții au fost încântați, știau că așa merg pe mâini sigure și nu mi se poate întâmpla nimic rău. Și așa am ajuns la Tămășeni și dimineața lucram cu copiii de la orfelinat și după amiază eram educatoare la grădinița surorilor, tot în casă. Și stăteați tot cu surori. Tot cu surorile. În acest moment. Da. În acel moment ați simțit? Nu, eu, nici atunci. Nu, eu tot doream acel doar nu să hotărât plec. Scris în carnețel. Da, și îmi doream doar să plec în Africa. După terminarea post-licealei, am rămas în contact cu părintele Benoni Lucaci, care era directorul centrului misionar. Participam la întâlnirile unei echipe a centrului misionar. Așa, era o... nu știu cum să spun, un ferment, un entuziasm pe care îl simțeam... Și făceam orice să nu întârzi sau să nu ratez una dintre întâlniri. Aveam în cameră un poster mare, frumos, cu o mamă, cu un copil din Africa. Am făcut mărțișoare pe care le-am vândut, banii pentru centrul misionar. Erau devenise multe... centrul vieții dumneavoastră, da. această idee de misionarism? Da, da. Și când lucram la Tămășeni, era în apropierea zilei de 8 martie, am primit un telefon. Cine v-a sunat? M-a sunat părintele Benone Lucaci și m-a întrebat, Monica, mai ești pregătită să zbori? Unde, părinte? În Togo. Wow! Știați unde e Togo atunci? Nu, m-am dus întâi pe hartă să caut. Nu e o locație foarte cunoscută. Nu închipui exact. Că v-ați gândit unde o e țară, Togo, o țară rând. Atât de mică. Și dar înainte de a veni acest telefon, a fost interesant cum Dumnezeu pregătește inima. Prietena
cu care plecasem la cursul de misiologie, era asistentă medicală. Și pe ea, înainte de Crăciun, o întrebase părintele Benone dacă vrea să meargă în Africa. Și ea imediat m-a sunat: Monica, ce să fac? Mi-a zis că du-te, nici nu sta pe gânduri. Dar ea avea motivele ei și s-a gândit și a hotărât că e mai bine să nu plece. Și atunci eu am intrat așa în criză. Întâi am zis, wow, dacă aș fi fost asistentul medical, plecam. Dar eu. Așa, nu. Ok, zic, bine, dar dacă Domnul a vrut ca eu să termin această școală, înseamnă că e bine ceea ce am făcut. Dar a apărut a doua întrebare. Dar dacă te întreabă pe tine, ce spui? Ce spui? Ești gata să pleci? Și a fost așa aproape o lună, pot să spun, de discernământ. Am întors această întrebare și răspunsurile pe față și pe dulce. M-am rugat, m-am gândit și la urmă cu multă libertate, pace în inimă și multă bucurie, am zis, Doamne, nu m-a întrebat nimeni, dar dacă cineva o să mă întrebe, răspunsul meu este da, sunt gata să plec. Nu contează ce vor spune ceilalți, unde, exact, nu contează, sunt gata să plec. Și când a venit telefonul, aveam răspunsul clar. Când a venit telefonul, v-a zis că urmează o experiență de un an? Nu. V-a zis doar fost, că veți pleca în Togo. Da, dacă îmi doresc. Și desigur, apoi ne-am întâlnit cu părintele, ne-a dat toate informațiile, că urma să plecăm pentru 2 ani de zile. 2 ani. Două educatoare în Togo, două asistente medicale în coasta de Fildeș. Eram primul grup de laici pe care dieceza de Iași l-ar fi trimis în misiune. Și mergeam în misiunea surorilor Providenței. Eu am zis, wow, cine sunt surorile acestea? Da, le cunosc, știu că sunt în Iași, aveam prezent casa, mănăstirea din Iași. O prietenă de-a mea, în timp ce eu lucram la Tămășeni ca educatoare, ea era educatoare la Adjudeni, la Surorile Providenței, la grădinița lor, mergeam deseori la ea, dar surorile nu-mi spuneau nimic, nu le cunoșteam. Și a intervenit un element nou în viața mea. Și mai mult ne-a zis, este o decizie pe care surorile au luat-o și ca o consecință, să spunem, a faptului că fondatorul, al lui Scruzopi, urma să fie canonizat. Pe 10 iunie 2001 a fost declarat sfânt de Papa Ioan Paul al II-lea. Și atunci surorile și-au dorit această deschidere spre colaborarea cu laici într-o formă diferită în misiuni. Să o marcheze în acest fel. Da. Și ați plecat în Togo în primul grup de laici trimis de dieceza de Iași. Da, în octombrie. În octombrie 2001. Pe 7 octombrie am primit mandatul aici în Catedrala Mică și pe 10 octombrie ne-am luat zborul. Ce ați găsit acolo, sora, când ați ajuns? Era lumea la care v-ați fi așteptat sau era cu mult mai puțin și mai greu decât ați crezut? Întâi de toate a fost așa acel șoc la ieșirea din avion. Am avut impresia că nu pot respira din cauza umidității. Și am zis, Doamne, 2 ani de zile? Ce voi face? Cum mă învăț aici? Cum? Așa. Dar nu îmi formulasem niște idei, să spun, va fi așa. Niște așteptări. Da, niște așteptări prea clar definite. Pentru mine era important că plec. Și da, a fost așa primul contact cu realitatea din Africa. Am ajuns la apusul soarelui și până am ieșit din aeroport era noapte, întuneric, beznă. Am zis, wow, ceva nou, se întunecă atât de repede. În drumul de la aeroport spre mănăstire, că au venit surorile să ne ia de la aeroport, vedeam doar niște felinare și ziceam, dar oare unde este orașul? Pentru că totuși am aterizat în capitală, așteptam să văd o clădire mai înaltă, ceva, și ziceam, de obicei aeroportul este în periferie. Da. Găseam tot felul de motivații. Dar după ce ochii s-au obișnuit cu această lume, am înțeles în ce loc minunat mă aflu, ce persoane mari
sunt acolo. Persoane simple, pentru că misiunea era la 70 de kilometri de capitală, într-un sat cu 50.000 de locuitori. Care locuiau în ce fel de condiții? Case din lut, unele din beton, așa, în general erau casele din lut, un drum de acces foarte rău, plin de gropi, fără curent și fără apă curentă. Și dumneavoastră ce trebuia să faceți? Care era, de fapt, rolul dumneavoastră acolo? Eram împreună cu Mihaela Ghergelucă, cu cea care mi-a fost și colegă de post liceală, așa, și prietenă. Ar fi trebuit oarecum să ajutăm la formarea educatoarelor. Pentru că surorile își doreau să dea calitate acțiunii educative pe care o desfășurau și aveau educatoare laice care, da, se formaseră atât cât putuseră, cel mai mult la locul de muncă și unele dintre ele aveau, erau 3 luni, un curs de 3 luni era maximul pe care îl puteau face. Și aceasta era dorința și noi am pornit cu ideea, wow, trebuie să facem pedagogie metodică, așa cum aveam noi cursurile clare de la post-liceală, dar ne-am dat seama că este imposibil. Întâi de toate, acolo era un alt sistem, mergea după sistemul francez și a trebuit să ne apucăm de studiat, să înțelegem metodologia. Ce trebuie să le oferiți, de fapt. Exact. Da. Și mai era o problemă foarte mare, limba. Am învățat franceza pentru a merge în Togo, dar la Cuvée, în acest sat, vorbea foarte puțină lume franceză. Se vorbea EV, limba locală. Și cu copiii trebuia să vorbim doar EV ca să ne putem înțelege. Educatoarele destul de mult reușeau să comunice în franceză și aceasta ne-a ajutat. Și vă dați seama, am încercat odată să facem, cum eram învățată la post-liceală, o lecție de demonstrativă. Eu am pregătit materialul, am făcut tot, dar orice spuneam. Eu vorbeam în franceză, educatoarea traducea în EV. Copilul răspundea în EV și apoi îi traducea. Vă dați seama că era cât imposibil și cât era pierdeai și atenția copiilor și tot nu se puteau face aceste lucruri. Și atunci ne-am gândit cum ar fi mai bine să procedăm și am înțeles că singura metodă este să lucrăm cot la cot cu ele, ele să facă și așa, pregătind împreună activitățile, putem să transmitem ceva diferit. Și așa, încetul cu încetul am învățat și evrei, copiii se distrau de minune să mă învețe, nu se lăsau până când nu pronunțam bine cuvântul, mi-l repetau și de 20 de ori dacă era necesar. Astfel încât să vă învețe și ei ceva. Da. După prima lună sau primele 2 luni, ați simțit vreo clipă că v-a ajuns și că vreți să vă întoarceți acasă? Nu. Nu? Nu. Dimpotrivă, am avut o frică, pentru că pielea mea a reacționat urât la acea climă și cam după 2 luni de zile eram plină de sus până jos din cauza unei erupții foarte, foarte urâte și dermatologul mi-a spus dacă pielea nu se adaptează climei, nu e nimic de făcut decât să vă întoarceți acasă. Și eu am zis, nu, eu nu doresc să mă întorc. Și totuși ați zis că ați stat un an? 2 ani. 2 ani ați stat? Am stat doi ani. La început era doar activitatea în grădiniță, încet, încet ne-am integrat în grupul de tineri din parohie și așa, cu grupul de tineri din parohie am intrat în viața diecezei și a fost și cam o dată pe lună mergeam. Așa, mergeam în capitală, wow, să ne conectăm la internet, să comunicăm cu lumea și de câte ori mergeam la Lomé, în capitală, locuiam la surori, la casa de formare pe care o aveau ele și acolo era o experiență foarte frumoasă împreună cu tinerele care erau în formare, cu postulantele, novicele, cu surorile care erau acolo și aici au început să apară alte întrebări. Și să luați în calcul și această variantă? Da, da.
Și totuși, stilul de viață al surorilor, bucuria lor, felul în care își trăiau viața cu simplitate m-a provocat enorm de mult și am zis, oare eu nu aș putea? Dar era o întrebare pe care nu doream să o ascult. Și ați ignorat aceste întrebări. Da, pentru că spuneam, nu, eu sunt aici trimisă de dieceză, eu sunt laică și țin la statutul meu de laică, misionară și... Vedeți în continuare o barieră în a vă pune, de a face parte dintr-o organizație până la urmă. Și s-a terminat experiența în Togo, v-ați întors în țară, cu dezamăgire, că a trecut timpul. Da, cu părere de rău, au trecut prea repede cei 2 ani. Dar m-am întors transformată și m-am întors cu mulți prieteni, cu foarte, nu știu, mi se părea când eram în Africa, dar și când m-am întors, că parcă toate persoanele minunate Dumnezeu le pusese acolo împreună, atât educatoarele, catehiști din parohie, preoții, voluntarii pe care i-am întâlnit, care veneau pentru o săptămână, pentru o lună și locuiau împreună cu noi, surorile, nu știu, mi se părea că doar persoane bune, frumoase erau acolo. Și aceasta a fost o bogăție enormă pe care o am și acum în suflet și cu care m-am întors. Și în plus, m-am întors cu un prieten de suflet, care este fondatorul Surorilor Providenței. Dacă eu, când am plecat, abia îi învățasem numele Alois Crozopi, în Africa am simțit cum m-a luat de mână. Și deși el a trăit în 1800 și eu eram în 2001, l-am simțit prezent. Și... când m-am întors din Africa, mi-era clar un lucru. Am zis, Doamne, nu știu ce voi face, ce vrei de la mine, nu mi-este clar. Dar știu sigur că viața mea va avea legătură cu Sfântul Alois și cu Surorile Providenței. Și v-ați întors în țară, dar totuși nu v-ați înscris, nu ați făcut încă parte, ci din această congregație, ci v-ați dus în Italia. Da, am mers în Italia pentru că doream să-mi ajut puțin și familia. Și tot am... în calitate de laic. Sigur, fără un ca laic. Ajutată de unchii mei care erau acolo. Deja acolo. A trecut acel an repede, a trecut comparativ cu experiența din Togo, cum vi s-a părut? Dacă în Africa am stat 2 ani și mi s-au părut o secundă, în Italia am stat un an și jumătate aproape, dar a fost lung. A fost un duș rece pe care l-am primit, m-a adus cu picioarele pe pământ, experiența de acolo. Deci am venit din Africa, eram foarte încântată și chiar dacă locuiam în acel sat depărtat, așa, totuși aveam clar identitatea mea, știam cine sunt, mă simțeam protejată atât de persoanele cu care lucram, cât și de surori și de centrul misionar, nu mi-era frică de nimic. Când am ajuns în Italia, eram o tânără, a nimănui, emigrantă, clandestină, pentru că nu puteam să lupesc cu acte. Și am zis, Doamne, dacă mi se întâmplă ceva, nu-i pasă nimeni de mine. Nimănui nu-i va păsa de mine. Și am avut și... Da, eu acum spun dar, deși atunci m-a costat mult să ajung în prima familie în care am lucrat, în care... cum se spune? Acele persoane erau persoane în alta societate, dar fără valori. Și mi-a făcut bine să... Credeți că această experiență a pus clar punctul pe acea decizie de a vă duce la mănăstire, de a intra în congregație? Nu, la început nu. Dacă și în Italia, când am ajuns la început, era entuziasmul, când în sfârșit am ajuns, pot să lucrez, am întâmpinat toate aceste probleme, am intrat în această lume de nedreptate, de așa, și energia mea s-a concentrat pe altceva, să rezist, să găsesc ceva mai bun, să trec. Și după primele luni petrecute la Padova, am reușit să ajung la Udine, pentru că dorința mea era să ajung la Udine din 2 motive. Pentru că acolo s-a născut și a trăit Sfântul Alois și simțeam așa ca o
chemare în inimă să merg acolo, să stau și fizic mai aproape de el. Dar tot la Udine erau surorile și era grupul de la aici, al surorilor Providenței, mai ales o asociație, amicii Padre Luigi, pe care îi întâlnisem în Africa și cu care rămăsesem în strânsă colaborare și îmi doream să lucrez împreună cu amicii Padre Luigi pentru misiunile surorilor. Și când a fost posibil, am ajuns la Udine, aici am întâlnit-o, am venit să lucrez într-o familie de suflet. Și puteam din când în când să plec seara, să particip la seratele de animare misionară. Da, în ziua mea liberă, joia era ziua liberă, în care fiica avea grijă de tatăl ei și atunci eu puteam să plec. Pentru mine joia era duminică, era ca o zi de sărbătoare fiecare joi și aveam așa, la un moment dat ne făcusem, pentru că și Mihaela, cea cu care am fost în Africa, locuia și lucra ca și mine undeva lângă Udine și ne făcusem împreună un traseu. Când ajungeam la Udine, întâi mergeam la liturghie, pentru că era liturghia duminicală pentru noi, duminica nu putea merge, și întâi la liturghie. Păi bine, ne mai plimbam, vorbeam, trebuia să trecem obligatoriu pe la surorile Providenței și apoi acolo aveam întâlnirea cu amicii Padre Luigi și făceam voluntariat la centrul misionar. Cam 2-3 ore în fiecare joi făceam voluntariat la centrul misionar de la Udine. Soră, când a fost momentul când v-a zis clar că trebuie să intrați în mănăstire și ați ales drumul pe care, iată, sunteți astăzi și, din câte se vede pe chipul dumneavoastră, îl parcurgeți cu mare seninătate? Cât am stat la Udine, după ce s-a liniștit așa și mi-am acceptat statutul de clandestin, pur și simplu în Italia, și a fost o luptă cu mine să-mi accept acest statut, am început să mă întreb iarăși, dar ce voi face? Și chiar îi spunea, Mihaela, eu simt că nu pot, adică am venit în Italia cu un obiectiv, dar acum parcă nu mai are sens. Doresc să mă întorc în Africa. Și am stabilit un plan împreună cu amicii Padre Luigi și trebuia să mă reîntorc în Africa, dar data aceasta ca laic, oarecum într-o formă consacrată, nu era clar această formă, dar ca laic al surorilor Providenței, în spiritul carismei surorilor Providenței, pentru totdeauna. Aceasta era decizia mea. Am vorbit cu părinții, le-am spus că mă întorc în Africa. Ei de fiecare dată îmi spuneau, bine, dacă asta vrei. Erau, dar simțeam tensiunea și teama lor pentru această decizie și am așteptat-o pe Maica Generală să vină la Udine, pentru că trebuia să stabilim perioada în care eu să mă întorc în Africa. Și a amânat sosirea la Udine aproximativ o lună, din diferite motive. Și a fost, nu știu, pentru mine a fost o lună de luptă, pentru că la un moment dat îmi spuneam, dar Doamne, dar e acest lucru cel pe care îl dorești Tu pentru mine sau este dorința mea și Tu dorești altceva? Pentru că simțeam că parcă ceva lipsea. Ceva lipsea. Și am avut bucuria și fericirea să am și un prieten preot care era tot în Italia, la Roma, și am vorbit mult cu el la telefon și spuneam toate dubiile mele, toate speranțele, dorințele mele. El m-a ascultat, doar mai punea câte o întrebare și m-a lăsat așa. Și mi-amintesc că aveam așa în cameră creat un loc în care de obicei mă rugam, pe canapea. Nu era nicio capelă, dar era un loc în care eu mă reculegeam și m-a sunat o prietenă care mi-a spus, în timp ce eu mă rugam, m-a sunat și mi-a zis, Monica, știi ce fac? Ea era studentă la Roma. Am înghețat anul universitar și merg în România pentru că intru la mănăstire.
nu mă așteptam de la așa ceva de la ea, dar în acel moment am simțit, aceasta e ceea ce trebuie să fac și eu. Și acel telefon a venit. Acel telefon a venit. A fost o luptă mare cu mine, dar am zis, ok, și când am zis, Doamne, dacă asta vrei, asta, așa să fie. Și a sosit acea pace profundă. Care lung drum ați avut până la această pace. Foarte. Știm bine, aveați 26 de ani atunci, da, când ați ales drumul mănăstirii. Da. Și așa cum am zis și mai devreme, după chipul pe care l-aveți și după felul în care povestiți, tot ceea ce ați trăit nu a fost în zadar și mă bucur că astăzi ați împărtășit această experiență. Pe final de emisiune am o întrebare, cred eu, foarte simplă. Dacă ar fi acum să puteți pleca oriunde în această lume, unde ați vrea să plecați? Mi este indiferent. Dacă și în primii ani de mănăstire, ori de câte ori superiori veneau și spuneau, se deschide o comunitate în cine dorește. Eu mereu cu mâna sus și spuneam, eu doresc, și Maica Generală îmi spunea, nu e momentul, așteaptă, nu e momentul pentru tine, mai așteaptă. Acum spun că oriunde sunt în misiune. Și chiar dacă cine mă cunoaște și zice, wow, tu că ți-ai dorit mereu să fii plecat în misiune, să fii departe, ai rămas numai la Iași. Eu mă simt în misiune aici, pentru că simt că sunt în misiune acolo unde are Dumnezeu nevoie de mine, nu unde doresc eu, și acolo unde familia religioasă are nevoie de mine. Și dacă e aici, e aici. Dacă va fi în altă parte, oriunde e cu mare drag. Viața v-a demonstrat că totul se întâmplă atunci când e momentul, deci dacă va veni un moment în care veți pleca, vă așteptăm în studio să ne povestiți experiențele pe care le veți trăi. Cu mare drag. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes pe mai departe. Sora Monica Bogdanel a fost astăzi cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Fiți misionari, oriunde sunteți. Se pare că nu trebuie să plecăm în celălalt colț al lumii pentru a descoperi că putem oferi celor de lângă noi ceea ce avem. Interviul săptămânii la RCIS FM.